Slavă Domnului! Ne bucurăm că suntem în casa Domnului în această dimineață. Suntem în școală unde Dumnezeu, prin Cuvântul Său și prin puterea Duhului Sfânt, caută să ne pregătească pentru venirea Lui, pentru slava care este pregătită pentru Cel care L-a slujit, pentru Cel care L-a onorat în viața aceasta și L-a cinstit. Vine o vreme când vom intra cu toții într-o bucurie și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Aici Cuvântul lui Dumnezeu ne întărește, aici Duhul Sfânt caută să ne șlefuiască, să ne pui pe fiecare la locul nostru, așa după cum zidar pune fiecare cărămidă la locul ei și caută ca să aibă o față frumoasă și o pune în loc ca să zidească zidul. Tot așa și Duhul Sfânt în fiecare de noi, în fiecare zi de câte ori ne întâlnim, caută să ne deschidă ochii și să ne lumineze, să ne vedem fiecare din noi starea noastră. Mulți dintre noi și auzim rugăciuni multe vreme aceasta, chiar unde unii spun să ne rugăm pentru trezire. Și dacă nu se văd minuni care ar face să se mire ființa aceasta a noastră omenească, înseamnă că nu este trezit. Și am vrea să ne gândim bine și să știm că trezirea despre care noi ne rugăm și vrem ca să se vadă, nu se începe cu semne și cu minuni. Trezirea noastră începe întâi să ne uităm la starea noastră. Când te trezești, ce-au făcut cele 5-10 fecioare care, când s-au auzit strigarea, au ieșit toate, au ieșit deodată în întâmpinarea Mirelui și au pregătit candele, s-au trezit și s-au uitat și au văzut unele că candele sunt aproape pe să se stingă fitilul lor și am început să caut. Tot așa și noi, atunci când ne rugăm pentru trezire, dacă nu recunoaștem starea vieții noastre înaintea lui Dumnezeu, degeaba ne rugăm pentru trezire. Atunci când te rogi pentru trezire, îți vezi starea, îți vezi momentele, îți vezi eșecurile, îți vezi slăbiciunea. Și după toate acestea vezi care este voia lui Dumnezeu mai departe, după toate lucrurile acestea. Și atunci începe trezirea mai întâi, începe în viața ta, în viața mea. Și am dorit ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dacă nu ne recunoaștem starea, dacă nu vedem urma pașilor noștri, înseamnă că ne rugăm pentru trezire și nu vedem care ar trebui să fie primele semne de trezire în viața unui credincios, în viața unei biserici. Și am dorit ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Noi de multe ori, spune cuvântul Domnului în Petru, capitolul 2, în prima sa epistolă, spune că voi sunteți o seminție, cum? Aleasă, o preoție sfântă, un neam ales, pe care Dumnezeu ne-a chemat, ne-a ales, ne-a sfințit și ți-a dat dreptul de preot, fie că ești parte feminină, fie că ești parte bărbătească. Noi avem dreptul acesta și în dreptul de preoție avem de făcut multe lucruri, frați și surori. Nu e vorba numai să faci o slujbă la altar. Tu și eu ești un preot în cortul tău, în casa ta. Și de multe ori lucrurile pe care trebuie să le facă
să le fac ca preot în familia mea, în casa ta, în biserica Domnului, noi le-am pus la o parte. Noi am căutat să nu ne lăsăm de ele, dar să se facă într-un timp mai ușurativ. Părinții au uitat poate de copii, s-au bazat pe școala duminicală. Și aici aș vrea să vă întreb, e destul pentru copiii noștri să steie un ceas sau un ceas și jumătate la școala duminicală? E destul pentru creșterea lor spirituală? Dacă stau un ceas în casa Domnului la această școală și uitați-vă, se duc de dimineață și stau până la ora 2, 3, 4 unii la școală, unde vor prinde ei mai mult, unde se vor califica mai mult, în biserică sau la școală? Pentru că timpul lor va fi mai lung, acolo unde va fi mai lung învățătura, acolo unde va fi timpul liber al lor, acolo se vor duce, cu aceea se vor obișnui și așa vor crește în viața lor. Și de multe ori ne uităm când ajung mari, se duc. Și ne rugăm, Doamne, de ce ai făcut lucrul acesta? De ce ai îngăduit? Pentru că tu și eu ți-ai uitat datoria de preot în casa ta. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne dea putere. Ne uităm la multe lucruri, în lucrul acesta de preoție, între multe lucruri și n-ar vrea să ating un lucru, dar uitați-vă, ne uităm în Vechiul Testament. Preoții care aveau misiunea să poarte chibotul Domnului, așa? Și chibotul acesta avea doi drugi. Se vărau două verici laterale pe o parte și pe alta, patru verici, acești drugi intrau. Chibotul Domnului trebuia să fie ridicat unde? Pe umerii cui? A preoților. Și chibotul acesta trebuia purtat de preoți. Și a fost un moment în viața israeliților când chibotul lui Dumnezeu n-a mai fost purtat de preoți, ci a fost făcut, pregătit un car nou și pus acolo, așa e sau nu? Oare aceasta a fost dorința lui Dumnezeu ca chibotul să fie dus în casa lui David când a fost pornit în casa Domnului sau în casa lui Obed să fie dus cu carul? Sau trebuia să fie purtat de preoți și dus de preoți și așezat la locul unde trebuia să-și șadă el. Preoții au lepădat lucrul acesta, l-au lăsat și a fost, chivotul era cu ei, însă datoria lor de preoți nu mai era să-l ducă, trebuia să-l ducă un car. Trebuia să fie, s-au gândit el că trebuia sprijinit de mâna omenească și Uza a întins mâna când carul ducea. Și ce s-a întâmplat cu el? N-ar fi mai bine dus Uza să-l fi dus pe umerii lui și să simțit greutatea, să simțit povara, să fie dus chivotul acesta, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. În viața noastră, frașezor, de preoți, noi avem o datorie. Noi avem dreptul acesta pe care ne l-a dat Dumnezeu și noi de multe ori ne refuzăm de el și spunem că poate nu e a nostru, poate n-ar trebui să fac eu, poate ar trebui să facă altcineva lucrul acesta. Însă tu și eu ai o datorie dată de Dumnezeu, binecuvântat să-i fie numele Lui. Ce era în preot? Fratele Maica a citit în această zi de o îmbrăcăminte, de o armătură, de o armură care putea sau poate în viața unui credincios să dărâme toate zidurile diavolului, să dărâme toate zidurile poftelor care vin din afara noastră. Și această îmbrăcăminte este arătată mai în jos în cuvântul lui Dumnezeu. Dacă veți merge acasă, veți citi lucrul acesta, veți vedea. Și fiecare din ele are o importanță în viața unui credincios. Ce era în chivot? În chivot era toiagul lui Aron, așa e? Ce simbolizează acest toiag? Pentru tine și pentru mine, ce simbolizează toiagul?
este puterea Duhului Sfânt, slăvit să fie numele Lui. Toiagul acesta, într-o singură noapte, a înverzit, a înflorit și ce a făcut? A făcut migdale, a adus rod, binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Niciun muritor, niciun anotimp, nici ce-ar face oamenii în vremea aceasta, nu poate să facă lucrul acesta. Însă Duhul Sfânt este Cel care poate să-ți dea viață, să rodești și să fii pentru slava Lui Dumnezeu, să fii o armă, să fii o putere în casa Lui Dumnezeu, în casa ta. Duhul Sfânt este Cel care te întărește în lucrarea care ți-a dat-o Dumnezeu. Și noi trebuie în viața noastră să vedem, avem această putere pe care ne putem rezema atunci când vrei să faci un lucru pentru Dumnezeu, chiar dacă simțești că ești chemat la această lucrare, fără Duhul Sfânt, fără puterea Lui, nu poți. Nu poți face lucrul acesta, pentru că firea noastră aceasta e slavă atunci când Dumnezeu lucrează, când El dă putere, când Duhul Sfânt te împlătărează, când îți dă putere, autoritate, poți să mergi înainte și să lucrezi pentru Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Ce mai era în chivot? Era mana, așa-i? Era mana. Ce înseamnă mana pentru mine? Ce înseamnă mana aceasta pentru tine? Este cuvântul lui Dumnezeu. Această sabie care poate să taie, această sabie care poate să răscolească, această sabie care poate să scoată ce este rău din viața ta și din viața mea și să putem merge pe calea lui Dumnezeu așa cum vrea, Dumnezeu. Această hrană, dacă nu te folosești ea fiecare zi din viața ta, dacă nu cercetezi, dacă nu cugeți la ea, ești flămând, fără putere și de multe ori, parcă n-ai niciun curaj să mergi înainte. Am auzit cuvântul lui Dumnezeu în această zi, cum era starea poporului pe vremea aceea, când era tulburare în popor, când cei ce mergeau, oamenii mergeau, veneau, călătoreau, unii se duceau, alții veneau, unii se întorceau. Și această zi ar vrea să vă întreb, este și astăzi? Este și astăzi. Cine făcea lucrul acesta? Oare oamenii cu mintea lor plănuiau lucrurile acestea? Erau îngăduite de Dumnezeu. Spune că Dumnezeu le tulbura prin acestea lucruri. De ce te tulbura? De ce îi tulbura? Pentru ca să vadă starea, pentru ca să cunoască în ce stare, să-și pune întrebarea de ce se întâmplă acestea lucruri. Și întrebarea pe care răspunsul întrebării este că Dumnezeu vrea ca tu și eu să te cercetezi, să cercetezi starea și să ne oprim din lucrurile acestea și să începem o viață nouă în viața noastră, Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne dea putere ca să putem înainta. Și mai era în chivot tablele cu legile lui Dumnezeu. Această lege a lui Dumnezeu, ea trebuie totdeauna, frașilor, purtată în inima noastră. Cuvântul când îl citești, când îl iei această armătură, e trebuie să o porți. Ce înseamnă aceasta? L-am citit, am închis Biblia și m-am dus la lucru, așa-i? L-ai citit, trebuie să meditezi la el. Încercați și veți vedea, citiți un verset și meditați la cuvintele acelea și veți vedea din cuvintele acelea cum încep să ger, să deschid lucruri pe care și cunoștinți pe care tu nu le-ai înțeles niciodată. Dacă dorești lucrul acesta, dar dacă te mângâi că vreau să citesc în această zi, să mângâi sau conștiința că am citit cuvântul lui Dumnezeu. Acest cuvânt el trebuie purtat în inima ta ca să cunoști că în momentul ispitirii, în momentul când vor năbări săgețile, uitați-vă, diavolul, el nu se apropie așa de ușor de un credincios, de un pocăit. Dar știi ce face? Are niște săgeți. Și acestea săgeți sunt poftele. Acestea săgeți sunt gândurile. Acestea săgeată, o săgeată puternică care o întribuțează astăzi în popor, este frica. Credeți lucrul acesta? Și atunci când ai scutul credinței, când cuvântul lui Dumnezeu te întărește, toate
născut. Ele nu pătrund în mintea noastră. Dacă au pătruns în minte, ele nu trec dincolo. Ele rămân nimicite pentru că armătura, credința, nădejdea, rugăciunea, cuvântul lui Dumnezeu, râvna Evangheliei, toate acestea stau ca un zid și opresc orice săgeată. Când o avem în viața noastră cuvântul acesta, aș dori ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne dea putere ca să putem să cugetăm la cuvântul lui Dumnezeu, citindu-l în viața noastră și punându-l în practică. Nu e destul, unii s-au obișnuit să mergem la rugăciune și e bun, e frumos și trebuie. Mergem la rugăciune, ne rugăm. Ne rugăm pentru starea noastră. Ne rugăm poate pentru familiile noastre. Însă aș vrea să vă întreb, e destul? M-am uitat și m-am gândit la omul lui Dumnezeu Nemia. Era în Babilon. Și era o vreme când el slujea la masa împăratului, era vesel, turna vin în paharul împăratului, îl punea înaintea lui. Și a venit un moment peste Nemia, când nu mai era vesel, când nu mai putea zâmbi. Și ar vrea să vă întreb, a cunoscut împăratul starea lui? A cunoscut-o? Ar vrea să vă întreb și ne întrebăm fiecare din noi. Ne cunosc frații când stăm? Aș vrea să întreb frații care ies în fața aici, cunoaște starea poporului? Când ne uităm peste popor, cunoaștem? Și după ce o cunoaștem? O cunoaștem după față? Cum se uită? Cum gândește? Cum se îngrijorează? Și aceasta poți cunoaște starea noastră, cunoaște. Însă Dumnezeu este Cel ce cunoaște inima. Și uitați-vă, împăratul cunoaște starea lui Nemia și întreabă ce s-a întâmplat Nemia. Și Nemia îi povestește starea lui. Și acolo în cuvântul lui Dumnezeu veți găsi că Nemia spunea că m-am rugat, am plâns, am jelit înaintea lui Dumnezeu. Când s-a uitat la starea Ierusalimului, când și-a adus aminte și știa de dărâmăturile acestea puternice, știa că totul este nimicit acolo și lucrarea lui Dumnezeu este stinsă, templul este nimicit, zidurile. Și el nu avea pace, el nu era liniștit, starea lui era o stare de durere. Și uitați-vă, zice, când m-am rugat, am postit, am plâns, m-am jelit. Și totul a fost aceasta, ce-a mai făcut el? S-a sculat, s-a dus după acea cerere de la împăratul, împăratul l-a învoit, s-a dus în Ierusalim, a pus mâna pe instrument, a pus mâna pe lucrare și a început ce să facă. A început mână la mână cu frații lui, mână la mână cu cei care au venit cu el, să ridice, să zidească, să îmbărbăteze și să rămâie în cuvântul lui Dumnezeu ca să poată fi zidită cetatea. Dumnezeu să ne binecuvinteze și pe noi. Frați și surori, nu e destul să mergi undeva într-o zi să stai la post. E frumos, e frumos, dar vine o zi și ar trebui să fie o zi în viața ta când trebuie să te scoli, să te duci lângă fratele care lucrează, să te duci lângă sora care trânjește, să te duci lângă fratele care este bolnav, să te duci la el, să pui mâna pe cuvântul lui Dumnezeu, să-l îmbărbătezi, să-i dai încurajare, să-i dai putere, să-i spui că toate acestea sunt găduite de Dumnezeu și nu vine nici o încercare peste... Noi de multe ori ne punem întrebarea, de ce? Dacă suntem neprihăniți, ne socotim, de ce vin atâtea încercări peste noi? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune că dacă stai sub ocrotirea Lui, nicio nenorocire, ce spune acolo? Că nu te va ajunge. Și de multe ori ne uităm, noi socotim încercările care vin peste viața noastră, durerile și tot ce vine în viața unui credincios. Ele nu sunt nenorociri, frați și surori. Ele sunt lucruri care caută să ne trezească mintea noastră. Ele sunt lucruri, uitați-vă, zvonurile care sunt în jurul nostru, ele sunt lucruri care ne fac să ne punem întrebarea dacă vine, dacă se întâmplă
Unde voi pleca eu? Dacă viața mea se va sfârși, unde voi ajunge? Unde voi pleca? Acestea lucruri ne putem întreba atunci când vin zvonurile acestea și am dorit ca Dumnezeu să ne dea putere ca ele să nu ne înspăimânte, ca ele să nu ne pune pe gânduri încotro să o apucăm, unde să ne ducem, ce vom face, mai bine era să rămân acolo. Și toate acestea lucruri, ele ne fac ca credința noastră să se piardă, să crească, să scade. Dar atunci când ai cuvântul și tăria lui Dumnezeu, ce va fi? Spunea odată o femeie în sat la noi când întrebam, ești mântuită? Ai nădejde aceasta? Ea spunea, Dumnezeu știe, frați și surori, oare numai El trebuie să știe că tu ești salvat, că ești mântuit? El știe. Oare noi? Ce ar trebui? Uitați-vă, nădejdea care este în noi, aceasta te face și îți spune că tu ești mântuit datorită când credința ta se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu și mergi înainte, nădejdea aceasta nu te lasă până nu treci din viața aceasta că te vei întâlni cu Cel ce te-a răscumpărat, cu Cel ce te-a mântuit. Am auzit că El ne-a dat totul pentru mântuirea noastră. Spunea cuvântul Domnului din Petru, dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit ce? Totul. Ce-a mai rămas dator Dumnezeu să ne dea ca mântuirea noastră să ajungă la capăt? Ce-a mai rămas, cu ce-a rămas Dumnezeu dator să ne mai completeze ca noi să avem nădejdea aceasta că suntem mântuiți? Am dorit ca Domnul să ne binecuvinteze și știți prin ce se înnoiește nădejdea aceasta și cunoștința noastră se înnoiește, cunoștința noastră se înnoiește prin aceea ce noi cu cât mai mult îl vom cunoaște pe Dumnezeu, cu cât mai mult îl vom simți în viața noastră, cu cât mai mult vom simți cercetarea, ungerea lui Dumnezeu peste noi, cu atât mai mult creșterea noastră va înainta în viața noastră și noi vom deveni niște copii al lui Dumnezeu, sănătoși în casa lui Dumnezeu și Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. Observați în viață, dacă vezi un om, te-ai întâlnit cândva cu un om în viața ta și nu-l cunoști, doar după cuvântul care vorbește, îl poți aprigena, adică să cunoști câteva lucruri din viața lui, încă nu-i poți cunoaște îndeoseb caracterul lui, viața lui, dar atunci când lucrezi cu el o lună, când lucrezi cu el două, când lucrezi jumătate de an, când lucrezi un an, ar vrea să vă întreb, îl cunoști ca ca la prima întâlnire, la sfârșitul unui an, îl cunoști ca la prima întâlnire sau îl cunoști de-a mântul? Îi cunoști toate lucrurile din viața lui. Tot așa și noi, cu cât mai mult viața din Hristos va fi în viața noastră, cu atât mai mult înaintarea noastră va fi tot mai bună. Uitați-vă rugăciunea Domnului Iisus, când Domnul Iisus se roagă să te cunoască pe tine, Cel care m-ai trimis, și pe cine? Și pe Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Aceasta era dorința Domnului Iisus, ca oamenii, ca ucenicii să-L cunoască tot mai mult. Și tot mai mult în viața lor să se vadă viața lui Iisus. Aș dori ca Domnul să ne binecuvinteze, să ne dea putere, ca rugăciunile noastre, ca zilele de post ale noastre. Să știți că, frați și surori, dacă noi avem o țintă și ne rugăm o lună, ne rugăm două, ne rugăm un an și dorința noastră se împlinește, care este datoria noastră să o facem mai departe? Să luăm noi ceea ce noi trebuie să facem. Dacă cerem de la Dumnezeu un lucru și El ne-l-a dat, înseamnă că trebuie și mai să cerem și celălalt. Dacă ai cerut să-ți dea putere să poți vesti cuvântul lui Dumnezeu, dacă ai cerut putere să poți cânta, dacă ai cerut putere să faci o lucrare în viața ta, înseamnă că dacă ai simțit lucrul acesta, dacă ai primit această putere, lucrează! Lucrează pentru Dumnezeu și Dumnezeu te va binecuvânta. Și de aceea, de multe ori noi cerem lucruri, Dumnezeu ne le dă și noi parcă nici nu observăm în viața noastră. Tot mereu cerem tot aceleași lucruri. Orice rugăciune din viața noastră, din viața bisericii, el trebuie să aibă o țintă. Noi am obișnuit să ne rugăm în comun, am obișnuit să facem rugăciune, însă fiecare rugăciune ea trebuie să aibă o țintă și rugăciunea aceasta trebuie să fie o unitate, o părtășie, ca fiecare să simțim că avem nevoie de un lucru
lucru, avem nevoie de o lucrare, avem nevoie de un dar în casa lui Dumnezeu, dar când ne rugăm separat, e bine și frumos pentru noi. Dar ar trebui să avem rugăciuni în comună și ne rugăm. Ne uităm, venim serile de rugăciune, fiecare așa de slăbit suntem. Dumnezeu ne vorbește, Duhul Sfânt descoperă și când ne sculăm pe picioare, cercetăm, am uitat totul. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că nu avem puterea de a sta și de a auzi cuvântul lui Dumnezeu. Îl socotim ca de la un om sau îl socotim că ar trebui să vorbească Dumnezeu. Frați și surori, este vremea să ne punem întrebarea, ce va fi cu mine dacă voi trece la noapte, dacă voi trece mâine, dacă viața mea se va sfârși în curând timp, ce se va întâmpla, unde voi pleca? Și dacă n-ai nădejde de această mântuire, e un semn de întrebare. Dacă spui ce va fi cu mine, ce va fi cu biserica, ce va fi cu păstorul, ce va fi cu predicatorii, că ei ne-au învățat, va fi și cu noi. Nu e așa, fiecare din noi ar trebui să ne gândim la starea noastră și atunci când te uiți la starea ta, vezi și credem că niciunul din noi nu are așa o întăitate sau un îndrăzneală să spune că da, mie nu lipsește nimic. Fiecare vom vedea lipsa, fiecare vom vedea vinovăția noastră, fiecare vom vedea că am șchiopătat și șchiopătăm. Și atunci când vom vedea și vom recunoaște în viața noastră lucrul acesta, că avem nevoie de putere, atunci Dumnezeu îți va da putere. Și această putere, ea trebuie să o ceri. Uitați-vă, ucenicii Petru și Ioan spune că au fost bătuți, au fost cercetați, au fost închiși și după ce au fost eliberați, s-a spus să se ducă, numai să nu vorbiți nimănui de lucrul acesta despre acest Iisus. Ei vin la lor, povestesc toată lucrarea aceasta, se strige toată biserica, câți erau acolo, se pun pe genunchi și strigă, Doamne, acum, dă putere robilor tăi. Au recunoscut că au nevoie de putere, așa e sau nu, frate și surori? Ei, ucenicii, acum, dă putere robilor tăi, ce să facă? Să vestească Evanghelia ta, să arete adevărul tău, să te mărturisească. Și încă un lucru pe care l-au cerut ei acolo cu rugăciunea lor, spune, și întindeți mâna, când, fraților, după toată lucrarea, după ce au văzut bucuria, au văzut că Dumnezeu a lucrat cu ei, au văzut suferințele, încercările, au cerut putere și apoi au spus, Doamne, întindeți mâna, ca să se facă ce? Semne și minuni, slăvit să fie numele lui Dumnezeu, dar noi vrem semne și minuni. Fără să punem umărul la lucrarea lui Dumnezeu, fără să simțim greutatea altuia, fără să simțim durerea altuia, fără să cercetăm pe bolnav, fără să dăm banul nostru în lucrarea lui Dumnezeu, fără să dăm banul nostru să acoperim boia unui bolnav, care poate așteaptă și nu are, trebuiește cineva să poarte grijă și acestea toate, ele ne par că sunt foarte ușoare. Frați și surori, sunt judecăți, sunt păcate pe care Dumnezeu le arată cuvântul lui Dumnezeu, lucruri mari păcătoase și credem că Dumnezeu va judeca pe oameni numai după păcatele acelea, curvie și fel de fel de lucruri. Dar aș vrea să vă arăt un lucru. Atunci când Dumnezeu arată numai fie judecata când va veni, spune că va fi la dreapta și la stânga, oile și caprele. Și Domnul Iisus ne va spune, veniți binecuvântații Tatălui celor din urmă de la dreapta, că voi ați făcut așa, am fost flământ, mi-ați dat să mănânc, am fost bolnav, m-ați îmbrăcat, mi-a fost sete, mi-ați dat de băut, am fost bolnav, ați venit pe la mine. Intrați în bucuria Tatălui, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Și vor veni și alții. Poate ca și mine, ca și noi, care am stat în casa lui Dumnezeu, am auzit cuvântul lui Dumnezeu, am auzit prorocii, am făcut, am cântat, poate am predicat. Vor veni și ei și vor spune, voi, cei de la stânga, duceți-vă blestemaților unde? În focul veșnic, pentru că, ce le-a spus? Am fost bolnav, și n-ați venit pe la mine, am fost în temniță, nu m-ați cercetat, am fost flământ, nu m-ați rănit, am fost așa și așa,
câte ori nu le-ați făcut unui cuie neînsemnat, poate noi nu-l băgăm în seamă și ne punem întrebarea, poate de multe ori ce, și pe acesta trebuie ajutat. El are putere, el trebuie să lucreze, el trebuie să facă cu tare și cu tare lucruri, plin de sănătate. Însă el poate a fost lăsat, a fost lăsat ca tu și eu să-l sofoți ca pe cel mai nimernic om, care putea să facă multe și nu le face. Și nu-i faci, nu-și faci datoria. Poate nu e destul să îi dai un ban, o să-l sprijinești. Poate ar trebui să vii cu cuvinte, să vii cu un îndemn, să vii cu îndemnurile care ți le dă Duhul Sfânt, să stai de vorbă cu așa o persoană. Doamne, să putem, să putem ce să stai cu el de vorbă cu ea. Și acestea toate lucrurile se scriu. Acestea păcate, care nu au un par că sunt nimic, ele nu ne dau dreptul să intrăm în odihna veșnică. Aș dori ca Domnul să ne binecuvinteze, să ne dea putere, ca în ziua aceasta, tot ce am auzit, să rămâne în mintea noastră, să ne ducem la corturile noastre, să punem mâna pe Evanghelie și să vedem ce vrea Dumnezeu mai departe să facă cu viața mea. Și El este Cel care va lăsa puterea Domnului să te călăuzească. Acest toiar care se va întinde înaintea ta și vei vedea numai tu, te va călăuzi în lucrarea care trebuie să o faci și Domnul să ne ajute în aceasta.